Numai în loc să arunci un ac pe platoul Padina, a devenit a doua casă pentru orășenii care vor să scape de aglomerație și de caniculă. Mulți au deja o lună de când se bucură de aerul tare din Bucegi. Sunt veniți cu rulota dotată cu tot ce le trebuie. Aici strângem. Adică, dar se face cald aici, nu-i trebuie. Da, asta se închide cu fermoara. Se închide, da, se închide. Aici dormitor unde stăm, frigid. Toaleta, de haine. O rulotă de 4 metri lungime și 2 metri lățime, libertate și aer de munte. Suficient pentru familia Iancu din București, pentru care plecatul pe munte an de an este deja o tradiție. La fel ca în ultimii 10 ani s-au urcat în rulotă și s-au oprit în Bucegi. De o lună și jumătate nu au mai coborât de pe platoul Padina, decât ca să cumpere de leguri. Fiind pensionari, nu avem altă activitate așa deosebită și ne-am adunat cu prieteni aici. De ne cunoaștem de mai mult timp, cei de tot așa de în București, ăsta l-am tot Dunia, Lămița, și petrecem timp împreună aici așa. Așa plecați an de an? Cam da, de regulă așa trecut plecăm, am fost, da, an de an am fost și la Plaiul Foii și pe unde mai fost? La Zănoaga. Zănoaga, Cidăvale. La Cheile Râșnoare. Ne plimbăm. Cum vă descurcați cu igiena, cu mâncarea, cu... Avem condiții. Așa. Nu-i chiar ca acasă, dar e bine. Nu e ca acasă, așa că oamenii și-au improvizat chiar și chiuvete. La fel ca ei sunt zeci, poate sute de turiști. În fiecare vară, platoul Padina devine a doua casă pentru orășenii care vor să scape de aglomerație și de caniculă. Să iau, uitați ce sunt aici. De acolo și până acolo. Deci mașinile astea toate? Și acolo. Și acolo. Stăm la cabană și dimineața venim aici. Ei, nemaipomenit, e un timp splendid, splendid. Mulți sunt și cei care aleg să doarmă la cort. Mini-vacanța petrecută sub clar de lună este o experiență de neuitat. Așa se face că weekendul trecut nu mai aveai loc să arunci un ac pe platoul Padina. Record, deci în jur de 10.000 de oameni, 1.700-1.800 de mașini, foarte mulți turiști, lunga Padinei, nu mai aveai un loc să pui un cort. Foarte mulți turiști pe traseele montane, de cei mai mulți turiști pe traseul Peștera Bârfu Omu și spre Babele. Weekendul viitor este așteptat încă un val de turiști, mai ales că la intrarea în peștera Ialomiței va avea loc și un concert la care va participa și Filarmonica Muntenia.